Numărul vizitelor pe care oamenii legii le fac în școli a crescut considerabil. Polițiștii stau de vorbă cu elevii în speranța că vor reuși să-i determine pe aceștia să se ferească de fapte care sunt pasibile de pedepse penale. Dacă nu știți, vă readuc aminte că și în liceul dumneavoastră au fost unele probleme în anii anteriori, în special pe de furturi. Elevii se fură efectiv între ei, este vorba de telefoane mobile și alte gadget-uri din astea la modă. Pe lângă faptul că am avut o surpriză puțin cam neplăcută cu ocazia vizitei la această școală datorită comportamentului unor elevi, însă probabil că și aceștia și-au dat sau își vor da seama că astfel de comportamente nu și-au loc în comunitățile umane pe care vrem să le reprezentăm, mai ales că vrem să ne lăudăm că Mergedia este un oraș civilizat, este unul din scopurile noastre, ceea ce vrem să le transmitem și lor, pentru că civilizația trebuie să ne caracterizeze pe toți în această, nu numai această perioadă, ci de acum încolo. Este vârsta la care dumnealor se perfecționează, își formează o personalitate și este păcat ca astfel de umbre să-și pună amprenta asupra dezvoltării lor ulterioare. Elevii Colegiului Național Kemal Atatürk din Medjidia au ascultat cu atenție sfaturile polițiștilor. După părerea mea, cred că au venit ca să ne prevină și să ne spună ce trebuie să facem și ce este bine. Și cred că au făcut o treabă foarte bună, că sunt multe persoane care nu se comportă așa cum trebuie în școli, pe străzi, peste tot. Pentru a ne zice ceea ce e rău. Și ce e rău? Să nu furăm, să nu violăm sau să facem lucruri proaste. Ca să ne vorbească despre violența între oameni. Crezi că sunt utile astfel de sfaturi? Da. Activitatea face parte dintr-o amplă campanie derulată la nivelul municipiului Medjidia, prin care se dorește diminuarea fenomenului infracțional cu autori minori. Totodată, oamenii legii pun accent și pe sfaturi care au scopul de a învăța pe elevi metode prin care să nu devină victime sigure ale agresiunilor. Noi avem de mult parteneriate cu poliția în general, în ansamblu, inclusiv cu poliția locală. Am apelat de foarte multe ori la sprijinul dumnealor pentru activități de prevenire a infracționalității. I-am invitat și în afara programului dumnealor în cadrul școlii, astfel încât să prezinte diferite situații copiilor noștri. Deci, din punctul nostru de vedere, sunt binevenite aceste activități. Oamenii legii au luat la pas în această săptămână toate școlile cu învățământ gimnazial din Medjidia. Activitățile se vor extinde și la nivel liceal.